universal al omenirii, prin interpretarea de excepție a domnului Florin Gana, solist al Teatrului de Operetă Ion Dacian și colaborator în cadrul Operei Naționale. Florin Gana. Cel mai mare bas din România. Cel mai mare bas din România. Dacă doriți, puteți să prezentați? Să prezintă. Dumneavoastră, vă rog să-i prezentați. Doamna Iana, dacă doriți să-i prezentați dumneavoastră. Pe Florin n-are rost să-l prezint, că se prezintă singur, mai aici. Pe Teodora, care stă aici în plastică, prietena mea, pe care o știu de când de avea 5 ani și n-ajungea cu picioarele la perioadele pianului. Mama crescut mare, a terminat Universitatea Națională de Muzică București și în curând va fi masterandă la Universitatea Preferată din Elveția. Și acolo am venit să cânte împreună. Săptămâna cealaltă. Și o așteptăm și ca solistă. Îți vine în vacanță. Perfect. Mă bucur să vă găsesc din nou. Gana. Da, mă numesc Florin Gana, mulți dintre voi mă cunoașteți, restul urmează. Am o deosebită plăcere să mă reîntorc în acest spațiu. Aici am început, să zicem așa, mica mea carieră, la venind din Oradea, în octombrie 2018, și am avut câteva concerte foarte, foarte drăguțe și cu un public foarte călduros. Și regăsesc această plăcere și căldură la dumneavoastră. O să vă cântăm cu două piese. În Parcul Luxemburg, de Nicolae Bertan, și Revedere, pe versul de Mihai Eminescu, de Aurel Iade. Luxemburg,
Dar vreau să spun ceva. Domnule Florin Manco, cu adevărat sunteți la...